Incendiu de proporții seara trecută în comuna Curtișoara, la casa părinților interpretei de muzică populară Emilia Dorobanțu. Întreg imobilul a fost cuprins de flăcări, iar pompierii au intervenit cu mai multe echipaje pentru a stinge focul. La fața locului au fost alocate progresiv forțe și mijloace de la detașamentul Slatina și stația Scornicești. În total, peste 40 de pompieri cu 4 autospeciale de stingere, o autospecială pentru intervenție la înălțime, un echipaj smurt și 3 autospeciale pentru primă intervenție. Au ars 10 de costume populare ale artistei, diplome și trofee, dar și multe alte bunuri din locuință. De asemenea, sute de kilograme de fructe și legume, care erau depozitate într-o altă încăpere, au fost distruse în incendiu. De altfel, în casă era și o sumă mare de bani. Pompierii au stabilit că focul a izbucnit de la supraîncălzirea centralei termice, de la care s-au aprins materialele combustibile depozitate lângă aceasta. Misiunea a durat aproximativ 5 ore. În momentul sosirii primelor echipaje, locuința cu suprafața de aproximativ 100 de metri pătrați, precum și două extensii ale acestei, respectiv camera centralei și o zonă de bucătărie de vară, plus o anexă, ardeau generalizat. Părinții artistei nu se aflau acasă când a izbucnit incendiul. Erau plecați la Slatina și băgaseră mai mult material combustibil pentru a găsi căldură atunci când revin acasă. Au găsit însă totul ars, munca și agoniseala de o viață distruse.